Proiectul rețeaua de biciclete electrice, patronatul local al întreprinderilor mici și mijlocii Calafat a organizat astăzi 26 septembrie un tur promoțional pe biciclete electrice, punctul de start fiind orașul Cernavodă, iar destinația Constanța. Pe zona pietonală, grupați, este un tur promoțional, nu e un tur de forță, nu ne depărtăm și nu ne rămânem în urmă. Toată lumea are să meargă pe bicicleta pe care și-a ales-o de la început până în ziua 5 a acestui tur. E autobuz sau ceva? Mai în două mașini. Acolo trebuie să iasă. Da, da, da. La acest eveniment au participat 40 de bicicliști din Bulgaria și România. Turul promoțional transfrontalier, ce se adresează atât turoperatorilor cât și jurnaliștilor, se desfășoară pe parcursul a 5 zile, participanții fiind cazați în stațiunea Mamaia. Ceea ce vedeți dumneavoastră aici este un tur de promovare adresat jurnaliștilor și turoperatorilor. Practic i-am luat în acest tur cu noi, am organizat acest tur special pentru ei, pentru că după cum se știe mass media, dar și agențiile de turism sunt unele dintre cele mai bune căi de comunicare și de diseminare a informației și de promovare a lor. Sper ca după acest tur ei să fie încântați și să ducă informația în toate mediile de informare. Despre bicicleta electrică, este o bicicletă foarte ușoară, este puțin mai grea decât bicicleta normală, dar este o diferență foarte puțin sesizabilă. Are însă 5 viteze, are o autonomie de 60 de km pe drum întins, se încarcă la rețeaua electrică toate localitățile unde am dus biciclete electrice, sunt prevăzute și cu stații de încărcare, sunt și stații de încărcare intermediare, dar acolo dacă bicicleta rămâne fără baterie se poate merge foarte ușor la pedale sau se poate încărca la orice priză normală. Astăzi, în parcul central din Cernavodă, a avut loc întâlnirea participanților români și bulgari la turul promoțional transfrontalier. Apoi s-a dat startul turului promoțional cu plecare din fața primăriei Cernavodă către Megidia, plecând pe ruta Cernavodă-Megidia pe o distanță de 26 de kilometri. Sunt fan bicicletă din copilărie, chiar m-am regăsit cu copilăria, ceea ce bănuiesc că mulți ar dori, chiar mă uitam la culoarea aceasta albă. Cred că aș sugera, dacă doriți o nuntă pentru mirese, dacă ați dori, zic că e un eveniment foarte fain. Deocamdată este începutul. Este foarte plăcut, ne-am acomodat, probabil că ne intrăm în ritm în următoarele zile, când vom accelera și nici nu ne mai prindeți. Care a fost traseul dumneavoastră? Noi venim de la Galați, ne-am oprit la Cernavodă, am făcut o mică stație și apoi am venit, e a doua stație, deci nu avem decât, am mers 20 de kilometri și acum cred că 10. Din ce în ce mai mult, până duminică, dublăm, triplăm ruta. Programul oferă o alternativă celor care trăiesc lângă Dunăre, atât în Bulgaria cât și în România, punându-se astfel la dispoziție o nouă modalitate de a circula. Județele care fac parte din acest proiect sunt Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu și Constanța. Acest proiect rețeaua de biciclete electrice, pe care se implementează în cadrul programului transfrontalier România-Bulgaria 2014-2020, având 4 parteneri, 2 bulgari și 2 români, este inedit prin acest tur de 5 zile care se produce în regiunea noastră, în județul Constanța. O să avem în fiecare zi rute. Azi am plecat de la Cernavodă, ajungem la Constanța. În altă zi ne ducem până la Istria, Adam, Clisi, Mangalia și tot așa. Grupul Țintă, care participă astăzi la această acțiune, este compus din tur operatori din județele limitrofe Dunării, la nord de Dunării, cele 7, plus mass media, printre care și dumneavoastră sunteți bineveniți.
Nu pot decât să mă bucur că suntem în minunatul nostru oraș, mai ales că o să fim parteneri, în sensul că aici va ființa un operator de biciclete și stații de încărcare. Iată că lanțul și rețeaua de interacțiune româno-bulgară se leagă cu un nod și în minunatul nostru oraș. De unde e ideea acestui proiect? Ideea este mai veche, practic este un element de sustenabilitate a unui proiect mai vechi care se numea Danube Velorut, prin care noi am trasat hărți turistice, începând de la Decebal pe clisura Dunării până la Tulcea, hărți care se găsesc în toate țările și agențiile mari de tur operator din Europa, prin care noi prezentăm atractivitatea zonei, prezentăm comunitățile, tradițiile, cultura și tot ceea ce ține de ospitalitatea românească. Turul transfrontalier pe biciclete electrice, la care au participat jurnaliștii și tur operatorii din cele două țări participante la proiectul transfrontalier Bulgaria și România, au ajuns astăzi în jurul orei 14:30 și în municipiul Megidia. Odată ajuns și în Megidia, bicicliștii au văzut Jamia Moschee Mare, îndreptându-se apoi spre Podgoria Mulfatlar pentru a o vizita. Domnule City Manager, ce înseamnă acest proiect pentru Megidia? Păi, în primul rând, o promovare a unui stil de viață sănătos, a unui stil de viață care să aibă ca pilon principal sportul și mișcarea fizică. Noi suntem alături de partenerii noștri. Astăzi, după cum ați văzut, au fost foarte mulți care au participat. Am făcut un tur, am venit în Megidia, de la Megidia pleacă mai departe în promovarea Dobrogei și a județului Constanța. Megidia va avea, după acest proiect, după finalizarea turului, va avea 5 biciclete electrice și o stație de încărcare a bicicletelor electrice. Vrem prin acest proiect să promovăm mai mult noile tehnologii. Tehnologia de transport cu motor electric, o tehnologie care nu poluează absolut deloc și avem, bineînțeles, și partea aceasta de a încuraja mersul pe bicicletă și stilul de viață sănătos. Sunt 5 biciclete care vor rămâne la dispoziția cetățenilor din Megidia. Probabil le vom monta undeva în accesul cetățenilor. Sunt 40 de participanți astăzi oaspeți la noi în Megidia, care pleacă mai departe în toată Dobrogea. Sunt participanți din toate orașele riverane Dunării și de la noi, dar și din Bulgaria, ce e cel mai important, că au venit și din Bulgaria oameni să vadă cum e la noi în România. Și cred că vom face din ce în ce mai des astfel de evenimente, pentru că noi ne bucurăm și vedem că și oamenii din Megidia au fost mai mult decât entuziasmați. Am participat și noi cu o serie de tineri în acest program și în acest periplu prin județ și răspundem pozitiv ori de câte ori mai sunt proiecte și inițiative de asemenea fel. Ce vor face acești participanți cât timp oposesc la Megidia? Vor beneficia de tot ce înseamnă ospitalitatea noastră, vor avea tot orașul să-l viziteze, vor vizita dintr-un capăt în celălalt pe bicicletă, pentru că așa e frumos să vadă la firul ierbii municipiul nostru, mai ales acum că avem și piațeta reabilitată și, după cum se vede, avem ce să arătăm într-un final și noi în orașul nostru și sperăm ca de-a lungul timpului să avem din ce în ce mai multe obiective frumoase în orașul nostru pe care să le arătăm și acelora care nu sunt atât de familiarizați cu Megidia și să ne lăudăm și noi cu lucruri frumoase în municipiul nostru. Mai departe, participanții au pedalat pe ruta Megidia-Constanța pe o distanță de 41 de kilometri. Ajunși la destinație, participanții au călcat pragul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța. Programul proiectului Rețeaua de Biciclete Electrice pentru zilele următoare este 9:15, 11:45, pedalare pe ruta Constanța, Gigea Eforie Sud, Costinești, Mangalia, 51 de kilometri, 11:45, 12:45, vizită Mangalia, Muzeul de Arheologie Calatis Jamie, 11:30, 17:15, pedalare pe ruta Mangalia, Eforie Sud, Costinești, Agigea Constanța, 51 de kilometri, 18:19:30, vizită Constanța, faleză, Cazinou, Muzeul Marinei Române.
Joi 28 septembrie 2017, ziua 3-a, 9 și 15.11.30, pedalare pe ruta Constanța-Ovidiu, Piatra Luminița, Năvodoari, 52 de kilometri. 14.30, 15.30, pedalare pe ruta Năvodoari-Mamaia-Sat, Ovidiu-Constanța, 24 de kilometri. 16.18.30, vizită Mamaia-Sat-Vacanță, Telegondolă. Vineri 29 septembrie 2017, ziua 4-a, 9-15, 11-45, pedalare pe ruta Constanța-Ovidiu, Cetatea Histria, 66 de km, 11-45, 12-30, vizită Cetatea Histria, 14-16-30, pedalare pe ruta Cetatea Histria-Ovidiu-Constanța, 66 km. 16.30, 19.30, relaxare. Sâmbătă 30 septembrie 2017, ziua 5-a, 9 și 15.12, pedalare pe ruta Constanța-Mulfatlar-Cobadin, Adam Clisi, 65 km. 12.13, vizita Adam Clisi, Cetatea Tropeu Traiani, Mănăstirea Adam Clisi. 14.30, 17, pedalare ruta Adam Clisi-Cobadin, Mulfatlar-Constanța, 65 km. 17.30, încheierea turului. Proiectul Rețeaua de Biciclete Electrice este finanțat prin programul integral VA România-Bulgaria 2014-2020, axa prioritară numărul 1, o regiune conectată, obiectiv special numărul 1.1, îmbunătățirea planificării, dezvoltării și coordonării sistemelor de transport transfrontalier pentru conexiuni mai bune la rețeaua de transport TEN-T.